mașină s-a făcut praf aseară în jurul orei 20 și 40 de minute pe drumul național 1H între Șimleu și Pericei, după ce s-a izbit de remorca tractorului care circula în fața sa. Tractorul nu avea în funcțiune sistemul de iluminare-semnalizare, iar șoferul mașinii din spate, un Opel Vectra, a observat târziu vehiculul care circula în fața sa și a intrat în plin sub remorca încărcată cu porumb. În urma impactului, tractorul s-a răsturnat pe partea carosabilă și numai o minune a făcut ca șoferii să scape cu viață. Doar șoferul mașinii care a intrat sub remorca tractorului a suferit răni ușoare.